Hei, bună, hei! După cum puteți vedea din titlu, astăzi avem un clip ceva mai interesant și mai diferit. Stăteam într-o zi în pat și mă gândeam, băi, ce aș mai putea să fac eu pe canalul meu de YouTube? Să fie ceva diferit, să fie ceva nou, să, nu știu, să mai schimb, să mai aduc altceva, dar în același timp să fie legat tot de machiaj, pentru că ăsta este domeniul meu. Am zis, plecând de la o idee deja existentă pe YouTube, să vă rog să îmi lăsați întrebări de genul ce crezi despre, urmate de o provocare pe care eu ar trebui să o fac. Provocare care sună cam așa, nu știu, fă-ți, de exemplu, dau un exemplu, fă-ți frâncenele într-un fel sau fă-ți blush albastru, fă-ți buze negre, fă-ți dă-te cu pigment pe ten în loc de pudră și așa mai departe. Ați răspuns pozitiv la cererea mea și mi-ați lăsat și întrebări cât și provocări și mi s-a părut super tare pentru că sunteți foarte ingenioase. Titlul de asemenea este sugerat de una dintre voi și mi s-a părut extrem de perfect, mai mult ca perfect, dacă pot să spun așa, pentru că este diferit, este amuzant, este tot ce mi-am dorit, nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap așa ceva și mă bucur că am primit de la voi sugestia asta. Da, fără să mai pălăvrăgim prea mult, nu știu cum o să arăt la finalul acestui clip, o să fie interesant, urmăriți-mă în continuare. Voi lua toți pașii de machiaj în ordinea firească, de fapt cum realizez eu machiajul în mod obișnuit, începând cu sprâncenele și terminând cu buzele. Mi-am pregătit deja pe telefon toate întrebările și provocările puse de voi. Prima întrebare este ce crezi despre cei care abandonează școala? În cazul în care nu vreau să răspund la această întrebare, va trebui să-mi fac sprâncenele mov. O să răspund la această întrebare, mi se pare o întrebare bună, care poate ar merita un clip separat și cred că ar fi multe de spus și ar fi multe de vorbit pe această temă. Din punctul meu de vedere, fiecare este liber să facă ce vrea, dacă nu te mai simți confortabil să mergi la școală și dacă simți că școala nu te ajută cu absolut nimic, aici mă refer la facultate. Din punctul meu de vedere, până la liceu este obligatoriu să-l faci, trebuie să-l faci, este important să ai 12 clase ca să te poți angaja undeva. Și cred că o să-ți vină și mult mai ușor, plus că nu este extrem de greu. Eu mă refer aici la facultate, dacă simți că faci o facultate degeaba și că mai bine te-ai angaja ca să câștigi de deja bani, mi se pare ok să renunți dacă asta este alegerea ta. De asemenea, mai există posibilitatea să faci o facultate, iar după să nu te poți angaja în domeniu pentru că nu sunt joburi. Deci asta este, cred că, o altă problemă. Deci fiecare face ce vrea și dacă simți că nu mai aparții acolo unde înveți și că mergi degeaba și că nu o să te ajute cu nimic în evoluția ta și vrei să renunți, nu ai decât să îți urmezi instinctul. Deci am scăpat de sprâncenele mov pentru că am răspuns cât se poate de clar. O să vin să-mi fac sprâncenele cum le-aș face în mod normal și o să folosesc fardul de la Pharmacy. Știu că acest clip o să fie mai lung decât clipurile mele de obicei, o să încerc să îl scurtez cât pot eu de mult. Nu este chiar un tutorial, dar vreau totuși să vă prezint și produsele pe care le folosesc și nu o să vă arăt exact cum fac toți pașii, cum mă machiez complet, pentru că ar dura prea mult. Să vin să-mi controlez ușor sprâncene, să umplu spațiile libere. Vreau să le las să crească și sunt extrem de mulțumită de ele, acum, în momentul de față. Mi-am luat eu excesul de fire de păr, nu m-am mai lăsat pe mâna nimănui pentru că nu mai am încredere, sinceră să fiu. De fiecare dată sunt dezamăgită, pentru că le vreau ceva mai groase și nimeni nu mă înțelege. Bun, sprâncenele sunt gata, să vedem următoarea întrebare. Ce crezi despre machiajul în liceu? Ce recomanzi? Machiază-te cu fard galben și fă-ți un cat eye foarte pronunțat, în cazul în care nu răspund la întrebare. O să răspund și la această întrebare, pentru că deja am făcut un clip cu un machiaj pentru școală, pentru liceu. De obicei, cred eu că cel mai bine la școală, ca să te simți și tu bine, dar ca să nu primești nici observații de la profesori, este să-ți faci un machiaj cât mai simplu, cu foarte puțin fond de ten, un machiaj natural și aveți card pe aici, pe undeva pe sus, cu machiajul recomandat de mine. Ok, o să-mi fac cu machiajul ochilor foarte simplu, nu vreau ceva complicat pentru astăzi, pentru că, după cum am spus, nu este tutorial. Așa că o să vin să aplic un singur fard, o să iau în nuanța aceasta Ethereal de la Melchior, pe o pensulă mare, mare, mare de blending
și o să vin să o aplic peste tot. Nu am pregătit pleoapele cu nimic pentru că este greu să primesc o provocare despre primer. Am primit pentru primerul de față. Următoarea întrebare. Ce crezi despre PSD și cum ar fi România fără acest partid? În cazul în care nu vreau să răspund la această întrebare, machiază-te cu un eyeliner roșu. Desigur, poți folosi un ruj lichid pentru asta. Mulțumesc că mi-ai dat voie să folosesc un ruj lichid pentru că eyeliner roșu nu dețin. Nu o să răspund la această întrebare și o să explic de ce nu o să răspund. Nici nu mă pricep foarte bine la politică și vedeți voi, fiecare are câte o părere diferită. Dacă eu mi-aș exprima părerea acum, cineva cu siguranță o să mă contrazică. Este greu să acceptăm părerea altcuiva despre un anumit subiect, lucru care ar trebui să se întâmple din punctul meu de vedere și ar fi normal să se întâmple să respectăm părerea altcuiva despre un anumit subiect. De asemenea, vedeți voi că auzim păreri despre politică în stânga, în dreapta și automat ni se implementează o anumită părere și cumva nu mai gândim pentru noi și nu avem noi propria părere, nu este fix părerea noastră, ci automat vine și din alte părți și de asta nu o să răspund, așa că o să fac eyeliner roșu. Pentru asta o să folosesc un ruj lichid roșu pe care îl voi aplica pe mână. Mi-am făcut și eyeliner roșu, să vedem care este următoarea întrebare. Ce crezi despre fondul de ten pus cu burețelul uscat? Dacă nu răspunzi, dă-te cu ojă în loc de rimel, verde sau portocalie. Și ca nume, dau hate sau mă transform în Shrek? Narcisa mi-a lăsat această întrebare, este fata care mi-a sugerat și titlul. Deci, ce cred despre fondul de ten aplicat cu burețelul uscat? Nu pot să judec prea aspru pentru că din lene și eu mai fac asta uneori, dar nu recomand. Este foarte important ca burețelul să fie umed în momentul în care îl folosiți pentru că o să aplice produsul mult mai bine și nici nu o să mai absoarbă la fel de mult fond de ten pe cât ar absorbi dacă ar fi uscat. Deci total nu trebuie întotdeauna să folosiți burețelul umed, dar vedeți voi uneori din lene, din comoditate, îmi este prea greu să îl ud și îl mai folosesc și uscat. Așa că o să folosesc rimel negru în ciuda Narcisei și să văd ce rimel folosesc. Îl folosesc pe acesta de la Melchior, Scandalaș Mascara și o să-l aplic așa pe genele mele lungi și frumoase. Până acum nu sunt dezamăgită, arată bine și cu eyeliner roșu. Ce crezi despre LGBT? Cred că așa se citește. Folosește în loc de primer un lip gloss. Deci părerea mea în cazul acestui subiect este foarte simplă. Mi-am mai exprimat-o și înainte. Nu sunt nici pro, nici contra. Fiecare este liber să facă ce vrea cu viața lui. Pe mine nu mă afectează cu absolut nimic ce face altcineva cu viața lui. Deci fiecare face ce vrea. O să folosesc primer, nu lip gloss. L'Oreal Paris Pore Refining Primer merge pe tenul meu cu degetele ca la mama acasă. Ce părere ai de persoanele care sunt plătite pentru a face review-uri pozitive la unele produse? Dacă nu răspunzi, fond de ten cu două nuanțe mai închise. Văd că a specificat persoanele care fac review-uri pozitive la unele produse. Din punctul meu de vedere este total greșit să spui oamenilor care te urmăresc că un produs este bun sau că produsul ăsta face nu știu ce, când în realitate părerea ta este alta despre el. Pe de o parte, vedeți voi, ca să ai un canal de YouTube și să încerci mereu produse noi, să vii cu ceva nou, să poți să prezinți toate produsele noi apărute pe canalul tău de YouTube, pentru că oamenii sunt interesați de produsele noi apărute, vor să vadă review-uri,
Este destul de dificil să faci treaba asta de unul singur, fără să primești produsele. Ai cheltuit foarte mulți bani și din YouTube nu prea se câștigă în România la momentul actual, astfel încât să poți să susții treaba asta și o să fii mereu pe minus dacă nu primești produsele. Este o diferență dintre a primi produsele și tu să-ți pui părerea ta despre ele, părerea ta personală, și dintre a fi plătit să spui un review pozitiv. Din punctul meu de vedere, nu sunt de acord. Eu nu aș accepta o astfel de propunere. Trebuie să fim cât mai onești, că până la urmă și eu, dacă mie nu mi-ar conveni să urmăresc pe cineva, să vreau să-mi cumpăr un produs și să urmăresc pe cineva care este plătit să spună numai lucruri pozitive despre acel produs, să mă duc să dau banii degeaba pe el, când de fapt produsul ăla nu este atât de wow și practic am irosit niște bani. Bineînțeles că nu o să mai urmăresc, nu o să mai urmăresc pe persoana respectivă, pentru că nu dă informații corecte, ca să spun așa. De asemenea, pe de o altă parte, este posibil ca, la fel, persoana respectivă să spună review-uri pozitive despre acel produs și acel produs chiar să fie bun pentru ea, în timp ce mie s-ar putea să nu mi se potrivească și să cred că, băi, uite, dă informații greșite. Pentru că produsele nu se potrivesc la toată lumea la fel, mie s-ar putea să mi se potrivească, ție nu. Deci asta este cumva cu două capete. Pentru fond de ten folosesc Maybelline Fit Me în lanța 105, Matte & Poreless. Este lanța bună pentru mine, pentru că am răspuns la întrebare. Și o să-l aplic cu burețel de la Real Techniques. Mi-era dor de burețelul ăsta, așa că l-am cumpărat. Este, din punctul meu de vedere, cel mai tare burețel. Drugstore, nu am încercat Beauty Blender, dar ăsta îmi place prea mult și nici nu cred că o să-l încerc. Ce crezi despre viața de după moarte? Aplică un corector mai închis la culoare decât fondul de ten. Cred și vreau să cred că ajungem într-un loc mai bun pentru noi, că o să ne fie mai bine decât ne-a fost aici, dar cred că în același timp depinde foarte mult de ceea ce facem aici și de cum ne comportăm cu oamenii, cum luăm lucrurile, cum le tratăm. Deci, cumva, cred că sunt legate cele două, dar în același timp vreau să cred că acolo este mai bine și că ajungem într-un loc cu iarbă și flori și aer proaspăt și totul o să fie frumos. Deci eu cred că până acum câștig acest challenge, că mă machiez mai numai cum vreau eu. Este timpul să aplicăm pudră sau pigment pentru ochi. Să vedem. Răspunsul? Dacă ai putea închide canalul de YouTube al unui YouTuber din România, care ar fi acela? Ca să fiu sinceră cu voi, ar fi câteva. Da, nu o să răspund la această întrebare, pentru că nu sunt hater și personal cred că nu ar trebui eu să închid niciun canal de YouTube, nu aș avea dreptul ăsta, ci este mai bine ca eu să nu urmăresc acel canal de YouTube dacă nu îmi place. Și asta vă recomand să faceți și voi, dacă nu vă place un canal, nu-l urmăriți, nu dați hate, nu este ok să dați cu hate în spatele camerei, cineva poate suferă și nu puteți să știți prin ce trece persoana aia la momentul acela, mai veniți și voi cu hate, faceți mult rău, nu este ok, mai bine nu urmăriți. Dar aș închide câteva canale de YouTube. O să mă dau cu pigment de ploapă în loc de pudră și o să arăt horror. O să-l folosesc pe acesta de la Glazer Visage. Acesta este nuanța A7. Este un pigment auriu care zboară absolut peste tot. O să-l iau cu o pensulă din asta plată pentru fond de ten. O să-l aplic pe toată fața. Să-mi dau părul la o parte, că ăsta sare peste tot și o să fiu plină de sclipici. Nu știu cum o să mă demachiez după. Zici că m-am dat cu iluminator pe toată fața. Doamne! Trebuie să spălpesc la asta după. Că poate uit că m-am dat cu ea cu pigment și mai folosesc. Deja am pigment în tot părul. Când totul mergea bine, s-a dus tot machiajul. Ce-mi faceți voi mie? Vă distrați acolo, nu? Bun, să mergem mai departe.
Ce crezi despre salariile din România? Fă-ți conturul feței cu culori cât mai închise. Salariile din România sunt jalnice. Cred că produsele noastre sunt mult prea scumpe și toate lucrurile sunt mult prea scumpe la noi în țară pentru salariile pe care le avem, din păcate. Și este și mai nasol că oamenii nu sunt egali, că unii au un salariu extrem, extrem de mare, iar alții deloc, din păcate. Și o să-mi fac conturul cu Melchior Bronzing Powder în nuanța Coffee. Nu știu cum o să arate conturul peste această față. Oricum trebuie să-mi spăl toate pensulele după, că sunt pline de pigment. Vă dați seama că dacă pun pe față se ia imediat pigmentul. Ce crezi despre sistemul de învățământ din România? Folosește în loc de blush un fard de ochi albastru sau verde. Am spus deja în câteva cuvinte despre sistemul de învățământ din România. Mi se pare că nu este tocmai cel mai bun. Mi se pare că se axează prea mult pe teorie și mai puțin pe practică, ceea ce mi se pare mult mai important. Din păcate, nu cred că o să se schimbe ceva prea devreme, ceea ce este foarte trist. Blush, folosesc această paletă de blush-uri de la L'Oréal Paris. Deci dacă nu aveam pigmentul ăsta pe toată fața, machiajul arăta chiar drăguț. Și chiar era portabil. Dar dacă ați ști cum strălucesc... Ce crezi despre Ce crezi despre gangurile formate de youtuberii români în ultima vreme? LA Gang, Five Gang, Green Gang, Pancakes, cred. Aplică iluminator albastru astfel încât să obțin un wet highlight makeup. Nu aș putea să răspund această întrebare pentru că nu cunosc aceste ganguri. Așa că o să vin să aplic iluminator albastru pentru că nu prea am răspuns la întrebare, dar nici nu aș putea să-mi dau o părere că nu cunosc despre ce este vorba. Așa că o să vin să aplică iluminator albastru astfel încât să obții un wet highlight makeup. Cred că wet highlight makeup îl am deja de la acest pigment, așa că o să vin să aplic un fard albastru. Și o să-l folosesc pe ăsta din paleta de la Too Faced pentru că ăsta este puțin sidefat și cred eu că merge. Oh. Nu e ok. Vedeți că adaug ceva ca să se vadă. O să încerc și să estompez acest iluminator. Și vedeți că îl aplic și aici în zona tâmplei, exact cum aș aplica în mod normal iluminatorul. Din acest challenge ne-au mai rămas doar buzele, arăt horror, voi ați vrut. Ce crezi despre persoanele care dau hate? Aplică tuș negru waterproof pe buze. Oamenii care dau hate sunt foarte nașpa, pentru că, după cum am spus, dacă nu-ți place o persoană, nu trebuie să o urmărești, nu trebuie să vii cu ea, la ea cu comentarii de hate și să o ataci, plus că de obicei aceste comentarii de hate vin de la persoane foarte mici de vârstă care nu au atins nici vârsta maturității, nu sunt suficient de mature să comenteze despre alte persoane și în momentul în care ești suficient de matur, nu o mai faci, nu comentezi despre alte persoane. De asemenea, majoritatea comentariilor de hate sunt de genul ce urâtă ești, ce nas mare ai, ce frunte lată ai, ce buze mici ai, ce dinți strâmbi, lucruri pe care nu le poți controla pentru că așa te-a lăsat Doamne, Doamne și nu țin neapărat de tine, astfel de persoane nu sunt acceptate pe canalul meu. De obicei șterg comentariile de acest gen, nu prea primesc, ceea ce mă bucură, dar că și noi youtuberii suntem oameni și suntem afectați de genul acesta de mesaje, din păcate. Nu îmi plac persoanele care dau hate. Personal, dacă nu îmi place un anumit cont, o anumită persoană, nu o urmăresc. Ai opțiunea de a nu mai vedea niciun clip de al ei, să nu-ți mai apară nici la recomandate, nici nicăieri. Și dau efectiv butonul acela, apăs pe butonul acela și îmi trăiesc viața fericită. Pe buze o să aplic acest lip gloss de la Melchior, pentru că mi se pare că nuanța se asortează cu iluminatorul meu. Și pentru astăzi am zis să realizez un machiaj foarte glowy, după cum puteți vedea.
un machiaj foarte purtabil pe care îl puteți purta în momentul în care mergeți să faceți piață, cumpărături, duceți copiii la școală, mergeți la școală, la liceu, la facultate, mergeți la o întâlnire cu băiatul pe care îl placeți, cu siguranță o să vă remarce și o să vă țină minte toată viața. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit și astăzi, sper că vi s-a părut interesant acest challenge. O să mă mai gândesc la challenge-uri de acest gen să mai facem și nu uitați că puteți să mă urmăriți pe contul meu de Instagram ca să luați și voi parte la astfel de clipuri. Bineînțeles, dați un thumbs up și un subscribe canalului meu de YouTube pentru că mă ajută tare, tare mult și vreau să-l ducem cât mai departe împreună. Iar eu, până data viitoare, v-am pupat! Me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care at all.